Românii sunt pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclarea gunoiului menager. Refolosim sub 5% din deșeuri, iar în fiecare zi sunt aruncate peste 17.000 de tone de gunoaie, în timp ce nemții, spre exemplu, reciclează 70% din ceea ce nu mai folosesc. Motivul este unul simplu, spun specialiștii. Colectarea selectivă a gunoielor nu este făcută cum trebuie. Până în 2020, țara noastră trebuie să ajungă la o rată de reciclare de 50%. Altfel riscă sancțiunii dure din partea forului comunitar, mai exact amenzi de până la 100.000 de euro pe zi. Cum procesul autorităților române de a rezolva această problemă este unul greoi, țara noastră va trebui să scoată bani din buzunar și asta pentru că forul comunitar va începe să aplice pedepse financiare chiar din acest an. Într-un an, românii aruncă peste 130.000 de tone de peturi. Așa se face că un român care trăiește în oraș generează în media aproximativ 345 de kilograme de deșeuri menajere anual, în timp ce o persoană care trăiește la sat produce de până la trei ori mai puține resturi menajere.